Sociologul clujan Vasile Dâncu, fost ministru PSD și fost vicepremier în guvernul tehnocrat, a declarat pentru NSN că Victor Ponta și Ioan Rus au o șansă de reușită cu noul partid Pro-România, doar dacă PSD-ul nu va găsi soluții de revigorare. Profesorul Vasile Dâncu a făcut afirmația în cadrul unui interviu în exclusivitate acordat jurnalistului Liviu Alexa. În condițiile în care PSD-ul nu va găsi soluții pentru a se revigora în acest moment, pentru a se dinamiza, atunci Victor Ponta ar avea o șansă. Dar de asemenea, Victor Ponta, fiind o amenințare pentru PSD, sprijină în momentul ăsta fără să-și dea seama PSD-ul, pentru că PSD-ul va trebui să simtă acest lucru și să găsească o formulă. Fostul ministru în guvernul condus de Adrian Năstase a vorbit și de situația actuală a PSD. Dâncu a spus că forța Partidului Social Democrat stă în faptul că este foarte unit. Înăuntru există o solidaritate foarte importantă. Și asta nu o prevăd cei din afară. Spun că este, de fapt, partidul așteaptă să exploateze. Nu e adevărat. Vasile Dâncu a mai spus că PSD s-a cantonat mult prea mult în dezbaterea despre justiție și că ar trebui revitalizate departamentele pe domenii ale partidului, care se comunice mai mult și despre alte proiecte. Fostul vicepremier a mai fost întrebat în același interviu dacă este prieten cu principalii actori ai scenei publice actuale din România. Dâncu a răspuns că nu este prieten cu Laura Codruța Chioveși și nici cu Klaus Iohannis, dar că are o relație apropiată cu Liviu Dragnea și că este în continuare prieten cu Ioan Rus.